Cristina Stanciu și Valentin Pribeanu și vă invităm ca de la ora 18 să urmăriți poate cel mai spectaculos meci al etapei a 12-a din Liga Florilor. Se vor întâlni SCM-ul Craiova și Rapid București, o formație care se află pe primul loc, poate surprinzător pentru unii, însă pentru cei care cunosc valoarea lotului acestei echipe, nu este chiar o mare surpriză. De partea cealaltă, SCM Craiova vine după două victorii neașteptate care efectiv au uimit lumea handbalului, în special cea din etapa trecută de la Brăila, în care Oltencel a evoluat în 10 jucătoare, neavând acoperire pe posturile de portar, extremă stângă și pivot, și au reușit să se impună. Au mai revenit în echipa craioveană câteva dintre jucătoare, însă nu știm care este forma lor sportivă și care va fi șaptele cu care Bogdan Burcea va începe această întâlnire. Să dăm citire și celor două formații, să începem cu oaspetele de astăzi, Rapid București. Craiova se află pe locul 9, am uitat să vă spun, cu 17 puncte. În cazul unei victorii va sări numai puțin de 4 locuri în clasament, mă rog, în funcție și de celelalte rezultate. Așadar, formația vizitatoare cu numărul 6, Maria Dragomir, cu numărul 7, Buceschi Eliza, numărul 34, Alicia Fernandez, Diana Ciucă cu numărul 12, cu numărul 17, Eliza Chircuță, numărul 20, voi cu Elena Gabriela, Gabriela Perianu, numărul 11, 23, Marina Ilie, Alexandra Ilie, 27, Constantin Rațiu, Constantina Rațiu, cu numărul 35, Azenaida Carlos. Ne oprim un moment pentru că are absentă acestei întâlniri. Ana Maria Țicu va primi un tricou. Ea se află la mijlocul da, a fost un concurs. Ana Maria Țicu va oferi un tricou uneia dintre suporteri. Ea nu va mai evolua până la finalul acestui sezon. Azenaida Carlos, numărul 35, Aioha Hernandez, 44, Alexandru Badea, 77, 94, Maria Claudia Constantin, 97, Julie Foje și cu numărul 99, Sorina Târcă. Antrenor principal, Vivel Carlos Enrique. Echipa Craiovei, Florentina, dacă vrei să dai citire, fetele de pe foaia de joc. Andreea Alexandra, interstâng. Da, Melanie Bac, Florina Burcea Zanfir, revenită așa după o accidentare. Andreea Chetaru, Oana Cârstea, Alexandra Ciolac, Bianca Curmenț și ea una dintre eroinele partidei de la de la Brăila, Oana Jipa, Hege Lochen, extrema, Ana Maria Mincu, Cristina Nica, Carmen Gabriela Șelaru, Nicoleta Tudorică și Adriana Țăcălie. A început partida, în atac sunt handbalistele vizitatoare de la Rapid București. O prima aruncare și iată o prima intervenție a Biancai Curmenț. Iată și primul gol reușit de pivotul formației din Craiova, Carmen Șelaru, foarte bine angajată, 1-0, așadar Craiova reușește să deschidă scorul. Un început foarte bun. Bravo. Da, a fost acolo un fault. Parada a Biancai Curmenț, extraordinară. Combină jucătoarele Rapidului.
Din nou Curmenț la post, se recuperează acolo foarte bine în extremă Alexandra Badea și reușește să înscrie. 1-1. Craiova așează atacul. Alexandra Anderei la bac. Faultată pe pătrundere. Alexandra Anderei, fostă gogoriță, cu care cred că ai jucat, da, Florin. Da, am jucat două sezoane. O aruncare mult peste poartă, a fost așa un contraatac pe faza a doua a handbalistelor de la Rapid, însă a aruncat departe. Ne apărăm foarte bine, am început departe. Bine în apărare. Opa, iată din nou fault. Carmen Șelaru a strâns foarte bine acolo. A strâns și Locken. Eliza Buceschi, conducătoare de joc la Rapid. O crucișare acolo și o aruncare din, prin răsucire din număr, un gol. Laura Popa. Da. Trebuie să o întâmpină. Azenait Carlos a fost cea care a reușit această frumoasă aruncare. Iată pe bac. Andrei. Minge scăpată acolo de Locken și pe contraatac Sorina Târcă reușește să înscrie pe contraatac. 3-1 pentru Rapid. Au încercat un contraatac acolo rapidistul, însă s-au repliat foarte bine handbalistele de la Craiova. A intrat să ajute pe faza de apărare Tudorica, așa cum se întâmplă în fiecare meci. Și o face foarte bine. Faza defensivă, da? Da, este un pion principal în apărare. O aruncare excepțională, Sorina Târcă. Iată cum s-a înălțat, s-a înălțat de la aproape 9 metri peste apărarea Craiovei. Ajunge mingea la Dana Cârstea, la Oana Cârstea, extrema stângă a Craiovei. Andrei, Melanie Bac. Din nou însă a scăpat acolo, din păcate, Cârstea mingea. Din păcate pentru echipa craioveană. Extreme foarte bune. Vin foarte bine pe faza a doua, de aceea trebuie să fim extrem de disciplinate în atac, să nu le dăm mingile foarte ușoare. Andreea Chircuță, extrema stângă a Rapidului. Thank you.
Dina Cace a înscris din extrema dreaptă pentru Craiova, însă riposta Rapidului a venit imediat și este 6-2. Să vedem dacă Craiova va avea tărie, așa cum vă spuneam, să mai ducă un meci împotriva cele mai în formă, practic, echipe din Liga Florilor. Și aici mă refer la Rapid. Șelaru. Melarin Bac joacă și centru, joacă și extreme. De fapt, este singurul centru pe care îl are, de meserie pe care îl are SCM Craiova la această oră la dispoziție. Accidentarea lui Țicu a fost, iată, mai gravă. Andrei reușește să înscrie. Cred că a fost și un gol de portar prins pe picior greșit, portarul Rapidului. A atins mingea, însă a trimis-o în propria parte. Ne apărăm 5-1. Eliza Buceschi a fost. A încrucișat acolo cu Badea, Alexandra Badea. Iată, Carlos Azenae, ce bine a fost găsit acolo pivotul pe semicerc. Și iată pe Hernandez înscrind în urma unei combinații foarte frumoase. Au fost pași, Bucevski, arbitrii întorc această fază, moment în care intră pe teren din nou în faza ofensivă Carlos Azenae. Eliza Bucevski este conducătoarea de joc a Rapidului. Iată o succesie foarte frumoasă și Curmenț se apără excelent la Alexandra Badea, venită pe extremă. 9 metri. Ai intrat tu... și ea din Acace? Da, în locul lui Tudorica este schimbarea ofensivă. Da. În apărare evoluează Tudorica și Inter dreapta pe faza ofensivă Cace. A fost un șut în blocajul apărării rapidiste. Evitare acolo, să vedem, 7 metri. 7 metri pentru Rapid. Foarte bine a pătruns acolo Laura Popa. A evitat adversarea și a și împins-o și s-a apărat și în poarta noastră, primul numărul Caterina Giucheva. Giucheva intră în urarele publicului în poarta Craiovei și nu poate para aruncarea Sorinei Târcă. Sorina Târcă a intrat foarte bine în joc. Alina Cacea a dat în blocajul Rapidului. Da, și o văd pe Tudorica în locul lui Andrei, lăsată pe fază ofensivă de către Bogdan Burcea, antrenorul Craiovei. Bine a ajuns mingea în extrem acolo și la colțul scurt Oana Cârstea înscrie foarte bine. Și a deschis unghiul excelent, dar ar fi putut să tragă și în colțul lung și în colțul scurt. 8-4. Au trecut 12 minute din acest joc și, așa cum se anunța, este unul spectaculos în care telespectatorii și cei prezenți în sală, lucru important pe care, iată, în acel moment,
un șut care zguduie efectiv transversala porții apărmate de Curmenț. Hernandez a fost cea care a speriat această torpilă. Să spunem că sunt galerii frumoase, aproape 1300 de spectatori în polivalenta din Bănie, atât cât este voie, 30%, iată pe Șelaru acum angajată excelent pe Semicer de Melanie Bac, un asist perfect și 8-5. 2 minute eliminare. Tudoric este cea eliminată, greu deținut Hernandez. 9 metri. Da, n-a fost 7 metri, no, dar a fost eliminare. Da. Spuneam de spectator, este și peluza Nord a Universității Craiova, echipa de fotbal, dar sunt și câteva sute de rapidiști. Iubitorii sportului știu foarte bine că după derbiul din Liga Florilor la handbal, urmează la ora 20 pe stadionul din Bănie derbiul echipelor de fotbal. Apără Bianca Curmenț. O intervenție foarte, foarte bună. Laura Pop intră în defensiva Rapidului. A revenit Andrei în Inter stânga. O văd pe Melanie Bac. Nu știu, nu și-a asumă prea multe acțiuni, cum a făcut-o în meciul de la Brăila. Craiova este în 5, Rapid în 6. Și bine angajat acolo succesivă pe extrema Alexandra Badea. Este în 5, au făcut acolo o schimbare de posturi, a ajuns pe partea stângă Ana Maria Cace, aproape ca cei o extremă. Nu a reușit însă să înscrie Andrei. Cace, iată, a fost liberă, dar a pierdut acolo un tempo și Bac aruncă, avea un culoar bun, însă nu a pus prea multă forță în această aruncare și Diana Ciucă a reușit să apere. Diana Ciucă, care a trecut și pe la Craiova, s-a format, este olteancă. Între timp, iată, Rapidul profită de această superioritate numerică și din nou Ainhoa Hernandez reușește să marcheze 10-5. Revine în acest moment Șelaru, 14 minute și 31 de secunde. Craiova este în 6. Da, o greșeală acolo, un contraatac fulger al Rapidului, Curmenț este la post, o intervenție de mare spectacol. Iată cum a ghicit colțul acolo și a reușit să pareze o aruncare pe care scria gol în fața Lizei Bucescu, o ambalistă cu foarte mare experiență. Pozițional al Rapidului. Pierde mingea la Tritu și contra-atracă. Ce ratare acolo, iată intervenția Dianei Ciucă în fața lui Loken, norvegianca din lotul Craiovei. Se simte totuși ceva oboseală în lotul Craiovei, este și normal după două partide în care au tras efectiv de ele. Spunea antrenorul secund al Craiovei, Costin Dumitrescu, în avancronica acestei partide, că vor juca și legate la o mână. Asta este, multe, multe accidentări. Golul este anulat. Să folosească un limbaj civilizat, să nu mai folosească un
și trivial. Vă rugăm un amor. Da, din păcate galeriile au început să-și adreseze în jury și comentatorul să-i face apel la ambele să își încurajeze echipele și să lasă aceste jigniri. Iată, între timp, aceeași Carlos Azenaid reușește să înscrie acolo pe curțul scurt, lăsat cam liber de Bianca Curmenț. Și a evitat adversara directă foarte bine. 11 la 5, scorul capătă proporții. Iată, cum spuneam, lipsa acută de centru, de coordonator de joc. A trecut Melanie Bach pe post de inter stânga, în timp ce în centru a trecut cu numărul 26, deși și a fost cam accidentată Tudorica. Moment în care Bogdan Burcea cere primul moment de odihnă din această partidă. Prins pasește pe loc, nu ne dai doi pași, noi îți atacăm culoar, te punem în avantaj și tu dai mingea de pe loc. Atacă pe imparul ăla, s-a dus mingea direct în incă. Să trece imparul ăla sau în extremă direct. Veniți spre poartă că nu fac niciun pas. Ce Dumnezeului! Sunt cinci acțiune aici, mă. Interior, exterior, nu întâmpi, nu pui mâna, nu nimic. Asta e de făcut. Atât să rezolvi unul la unul aici, în interdrept. Cu pas în față, nimic altceva. Da? Tis, urtis, mitret. Da, haide, haide! Da, l-ați auzit pe antrenorul Bogdan Burcea, aveți imagini și cu galeria frumoasă a Rapidului în stânga tribunei oficiale, la tribuna a doua sus. În Polivalenta din Craiova se află galeria fetelor, acum Peluza Nord, care va merge probabil împreună, sau nu împreună, pe rând, cu cea Rapidului la meciul de fotbal. Tudorică aruncă și reușește să găsească acolo un colț pe lângă Diana Ciucă. Este greu să te bați, vorbesc de Craiova, cu un Rapid care le are ca și coordonatoare pe Eliza Buceschi, un palmares impresionant în handbalul României și acum de câteva minute pe Alicia Fernandez, participantă la campionate mondiale internaționale a Spaniei. Iar Craiova să răspundă doar cu Melanie Bach, care nu face meciurile, nu joacă precum a jucat în meciurile precedente. Iată, pasându-i Tudorică, Cace, Celarui, vine și la combinație din pivot. Din nou găsește un culoar acolo Melanie Bach, însă foarte bine a stat Diana Ciucă. Parcă nu mai are forță Melanie Bach. Claudia Constantinescu, frautat acolo în inter stânga. Carlos Fernandez. Vicecampioană mondială. O parată din nou a Biancai Curmenț. Biancai Curmenț. 20 de minute au trecut aproape din această primă repriză, 12 la 6. Bogdan Burcea discută acolo
ceva cu Melanie Bac. Rapidul este într-adevăr o forță în Liga Florilor, cred că are 14 titulare, are o bancă de rezervă impresionantă. Cred că este foarte greu și antrenorilor să călătorească un prim șapte a fost. Iată, de bun augur discuția dintre Melanie Bac și Bogdan Burcea. Bac a reușit un asist excelent acolo către Șelaru, pivotul Craiovei, și gol înscris de SCM Universitatea Craiova. Fernandez. Da, târcă. A pătruns foarte bine, nu a putut fi oprită. 13 la 7 de apărarea Craiovei. Este greu să evoluezi în fața Rapidului după ce ai jucat în meciul din Brăila și unele jucătoare au jucat chiar 60 de minute. Frumoasă aruncarea Oanei Cârțea din extrema stângă și a deschis unghiul și direct în vincul. Fernandez în extrema stângă, se dă aruncare de la 7 metri. 2 minute am primit la Evo. Andreea Chircuță a obținut această aruncare de la 7 metri. Și a fost eliminată. Da. Din nou Giucheva intră în poarta Craiovei, Sorina Târcă aruncă și înscrie din nou al cincelea gol. Fără îndoială cea mai bună jucătoare din acest debut de întâlnire. Debut, deja ne apropiem de minutul 22, 14 la 8. Craiova este în 5, are eliminată. Da, și-a intrat pe faza ofensivă și Cristina Nica, dacă... Da. În locul lui Lochen, acolo în extrema dreaptă, Lochen nu a reușit să dea niciun gol, prea puține demarcări. Melanie Bac. Greu acolo cu Hernandez, care iese la ea să o blocheze masiv această jucătoare, pivotul Rapidului. A găsit acolo Nicoleta Tudorică în culoare, însă a fost blocată. În prepasiv se află Craiova, din nou în extremă și iată pe Oana Cârstea, foarte bine. Gol marcat în inferioritate numerică, foarte important pentru moralul echipei din Bănie. Se pare că este accidentare la cace. Da. Se ține de cotul mâinii stângi. Asta le-ar mai trebui celor de la Craiova, să o mai pierdă și pe cace. Vă spuneam, a revenit la antrenamente. A alunecat efectiv pe parchet și a căzut rău. Să sperăm că nu este ceva grav. Sunt acolo strânși deja mai mulți din echipa medicală și medicul echipei și masorul, kinetoterapeutul Cezar Ionuț Varjac. Deocamdată gheață la cotul stâng al jucătoarei Adina Cace. Vă spuneam că sunt mai multe jucătoare pe
foaia de joc a Craiovei, dar asta nu înseamnă că sunt la un potențial maxim, în special Cristina Zanfir Burcea. Interul stânga de care Craiova duce lipsă de luni bune. L-am văzut pe antrenorul Rapidului făcându-le semn jucătoarele sare Carlo Serică să iuțească ritmul, s-a fost într-adevăr fault în atac. Scorul rămâne 14-9. S-a apărat bine acolo Cristina Nica. Craiova revine în 6 jucătoare. Șelaru, Andrei, Bac, iată, luată în primire acolo. Foarte bine, Andrei. O pasă puțin cam joasă dată acolo de Tudorică și foarte frumos golul marcat Nica, Cristina Nica. O aruncare cu mâna dreaptă, dacă nu mă înșel, o poziție foarte grea. Acolo Bianca Curbenț. Andrei, Bac, momente bune pentru Craiova, care a redus din diferență la 4 goluri. Bucureștencele se distanțaseră la un moment dat la 17. Bac are culoar, o angajează pe Șelaru, cred că se dă 7 metri aruncare în apărare în semicel. Prima aruncare de la 7 metri pentru echipa craioveană. Claudia Constantinescu s-a apărat acolo în semicerc la Carmen Șelaru. Merge să execute. Ok. Și Ghinion. Ghinion. Diana Ciucă apără cu bara porții, se spune că barele porții sunt ale portarului, nu? Da, sigur. Tu știi bine lucrul acesta. Plasamentul portarului. Foarte sus apără la Fernandez Loche. Dar Claudia Constantinescu scrie. Da, a fost o conveniență rapidă acolo cu încrucișări ale rapidistelor. Și aruncă Tudorache pe lângă poartă, Nicoleta Tudorache. Luată în brațe acolo Alicia Fernandez de daneza Craiovei Melanie Bac și acum aruncare al Constantinescu pe lângă poartă. 15-10, mai puțin de 4 minute până la finalul primei reprize. Andrei, din nou în extremă la cea mai formă jucătoare a Craiovei, Oana Cârstea. Și din nou înscrie la colțul lung și a deschis bine unghiul și a reușit să înscrie la colțul lung. 4 goluri pentru Cârstea din extremă, în momentul în care cere time-out și antrenorul Rapidului Carlos Enrique. S-au marcat multe goluri în această repriză. Ritmul a fost unul bun. Dacă Rapidul a blocat-o foarte bine pe Melanie
copac. Iată extrema Oana Cârstea a suplinit acest lucru, prin 4 goluri. De partea cealaltă a fost foarte greu de oprit Sorina Târcă. Așa cum vă spuneau, au soluții rapidiștii pe banca de rezervă. O încrucișare pătrundele, mingea a ajuns în extrema dreaptă, însă au blocat bine craiovencele acolo. 9 metri. Se apără bine Craiova. În aceste momente, Fernandez. Cu două adversare în spate. A scris acolo Claudia Constantinescu, replică imediat a Craiovei. Din nou Șelaru, angajat excelent pe semicerc. Goluri unul după altul, 17 la 12 pentru Rapid. Ceva mai mult de 2 minute din această primă repriză extrem de spectaculoasă. Îți amintește, Flori, atmosfera din sala polivalentă de acele meciuri din Cupa EHF câștigată de Craiova? Da, cele mai frumoase momente pe care am putut să le trăiesc. Fault. 9 metri, dar m-am uitat, am trecut puțin pentru că cât de repede a circulat mingea, cât viteză au de joc au avut crevencele și mă gândeam la cât sunt de obosite. Andrei liberă în extremă dreapta acolo și scrie din nou cu mâna dreaptă Cristina Nica. De obicei, extrema dreaptă este stângace? De obicei, da. Cristina Nica este dreptace și o face foarte bine. A intrat foarte bine în joc în locul lui Hegel Locker. O schimbare inspirată antrenorului Bogdan Burcea. 4 puncte, Rapid are atacul. Semicer. Mingea aparține Craiovei, semicer. Intrăm în ultimul minut. Melanie Loche a așteptat-o și pe Andrei, care a intrat în locul lui Tudorică pe fază ofensivă. Tudorică s-a mutat în Inter dreapta, de fapt. Iată-o și înscrind acum. Un gol important, doar 3 goluri acum între Rapid și Craiova. Însă o pătrundere acolo printre mai multe adversare Alicia Fernandez. Nu degeaba are experiența unor confruntări internaționale. Obține și eliminarea lui Melanie Bac. 15 secunde, 18, 14. Să vedem dacă va reuși Craiova să reducă din nou la 3 goluri. Iată un fault tactic acolo la trecerea secundelor. 6 secunde, prea joasă pasa pentru Șelaru. Andrei și asumă această aruncare, dar este în blocaj. Curmeț revine, era ieșită și se încheie scorul la pauză, 14 la 10 pentru Rapid, în deplasarea de la SCN Craiova. Atmosferă frumoasă. Două cuvinte, Flori, despre această primă repriză. E un meci foarte bun. Cu doi portari în formă, jucători extremele Craiovei, extrema stângă, extrema dreaptă, Cristina Nica, într-o formă extraordinară. Nicoleta Tudor, extraordinar, un Rapid care înscrie aproape la orice atac, duce o fază a doua extraordinară. Da, atâta de la Craiova, până acum vom reveni după pauză.
casa noastră. Venire a fost și așa vă fi, iar flamura și galbenă albastră se oglindește bine și și tot ce avem noi am făcut cu prudă și nu trăim din milă și pome. Spre binele acestei țări asudă și seminția noastră de orte. Oltenia eterna de la Nova, un venit de care astăzi și trimis. Ai Universitatea, ai Craiova, cu capioara unei mai iubit. Oltenia eterna de la Nova, un venit de care astăzi și trimis. Ai Universitatea, ai Craiova, cu capioara unei mai iubit. Păi e prima dată și ce să-i zic? Nu te au că fii mai tare că... Pode sentar.
Să ținem mâna așa pe microfon, că fac gălăgie în sală și n-auzim prea. Ok, așa e bine? Da, eu cred că e bine. Cum e Google acum? E mai bine că țin mâna pe microfon. Trebuie să avem microfonul mai aproape, da? Am revenit în sala polivalentă din Craiova, alături de Valentin Pribeanu, fosta mare gloria handbalului românesc. Florentina Stanciu vă oferă să vă invită să urmăriți o excelentă partidă din toate punctele de vedere din Liga Florilor la handbal feminin. SCM Universitatea Rapid la pauză, 14-18, un joc spectaculos în teren, de o calitate bună, în tribune, spectacol ca la competițiile internaționale. Așadar, Rapidul Florii a marcat aproape la fiecare atac, să zicem, în prima repriză, nu chiar la fiecare atac, pentru că au mai fost și intervenții lui Curme și ratări, însă se vede că au multe jucătoare de valoare și Craiova are, însă sunt foarte obosite, iar multe dintre ele accidentate, așa cum vă spuneam, chiar dacă pe foaia de joc se regăsește și Cristina Zanfir, revenită după o accidentare mai lungă, nu cred că va fi forțată la această întâlnire, pentru că mai este un meci de jucat din acest tur de campionat pentru Craiova cu Slatina, după aceea în retur cu Vâlcea. Iată-o și pe Cârstea, cea mai bună jucătoare, în opinia mea, în prima repriză a Craiovei. A scris 4 goluri din extrema stângă. Așa este. Craiova are atacul 18-14 pentru Rapid, locul 1 de 30 de puncte. Craiova locul 9 cu 19 puncte. Craiova are eliminată. În centru apărării la Rapid a intrat Berianu. Chiar Melanie Bac a fost eliminată în finalul primei reprize. Foarte bună pătrunderea. 7 metri pentru Craiova. Alexandra Andrei a obținut această aruncare de la 7 metri, parase Diana Ciucă acolo. Se pregătește din Acace să meargă să execute 7 metri. Adina Cace în față cu... Înscrie Adina Cace. Diana Ciucă. Și reușește să înscrie. Din nou Elena Bucevski în locul lui Fernandez pe postul de conducător de joc. Bine a fost angajată acolo pe semicerta și craiovenele s-au angajat, s-au apărat foarte bune. Oana Lefter a fost iată pe semicer și un picior acolo a Biancăi Curmenț. Da, văd că nu mai este nici Hernandez, care a făcut o repriză bună pe postul de pivot la Rapid. Melanie Bac a intrat. Cace, Tudorică, în blocajul Rapidului, dar reușește Bac din nou să recupereze. A fost ținută și iată, Bucevski nu ratează, a ratat în prima repriză o dată față în față cu Bianca Furmenț, însă acum experiență mare pentru această jucătoare. Iată momentul în care se aruncă dinspre galeria Craiovei cu hârtii în teren, sururi de hârtie, să vedem pauză cerută de cei doi arbitri acestei întâlniri, Radu Iliescu și Doru Manea, ambii din București. Observator Remus Cojocaru din Brașov, iată și galeria Rapidului acum. Nu ei au aruncat cu rolele de hârtie. Din partea cealaltă,
pe la tribuna a doua, pe Luza Nord. Vă spuneam că după această partidă de handbal de la ora 20, fotbal, tot Universitatea Rapid. Craiova în atac. Cace. Tudorică, din nou Cace, are un culoar bun acolo. Fault în atac. Au strâns bine acolo apărătoarele Rapidului. Crucișare acolo, ou, și ce pătrundere frumoasă prin evitare, o fază de mare spectacol, Azenaide Carlos. Un gol de mare spectacol. 20-15, un început mai bun pentru Rapid. Chiar dacă nu mai sunt nici Hernandez, nici Fernandez pe teren în acest moment. Tot succesiva Craiova, Tudorică, găsise acolo un cural, culoar, Oana Cârstea. A agățat bine mingea, însă a fost blocată. Tudorică a pasat greșit. Bucescu pleacă ca din pușcă, n-are cu cine juca. Mingea ajunge în cele din urmă, iată ce gol spectaculos, cu efect. A ajuns pe extremă. Și Andreea Chircuță, extrema stânga Rapidului, înscrie, moment în care Bogdan Burcea normal cere time-out, din nou diferența s-a mărit la 6 goluri. Să auzim ce are de spus. A fost time-out-ul lui Bogdan Burcea. În poarta Rapidului Elena Voicu a schimbat-o pe Diana Ciucă. Craiova joacă cu 7 jucătoare, a scos portarul. A scos portarul Bogdan Burcea. Reintră Bianca Curmenț. Cace, acum Andrei, fosta Gogoriță. A apărat foarte bine Elena Voicu. Andrei a recuperat acolo. O pasă greșită. Văd că a reintegrat Hege Locken pe extrema dreapta a Craiovei. Ea a fost înlocuită în prima repriză de către Cristina Nica și Cristina Nica foarte bine s-a descurcat. A și înscris două goluri, a participat foarte bine și în faza defensivă.
Iată pe Bucevski, Ianca Curmenț este și un portar cu mare experiență și valoare și nu poate fi învinsă cu astfel de șuturi. O greșeală acolo de angajare a extremei dreapta Curmenț și este un gol înscris de rapid care se distanțează la 7 goluri. Are cu Cace, foarte bine s-a înălțat, dar ce blocaj înalt. Recuperează din nou Cace, Andrei s-a înălțat acolo foarte bine, dar la fel de frumos a fost și blocajul făcut de apărarea Rapidului. Ajunge mingea în cele din urmă la pivotul Craiovei, Carmen Șelaru, și oltencele reduc din diferențe. Faultată Eliza Bucevski. Combină cu Târcă, cu noroc, spun eu, mingea a fost lovită și de, în fața lui Curmenț, de o apărătoare, a prins efect și s-a dus în colț. Tudorică, excelent angajat de către Bac. Jipa, da. 7 metri, nu prea eu. Merge să-mi scrie Loche. Nu, Melanie Bac, pardon. Și-mi scrie Melanie Bac în fața Elenei Voicu. Este primul gol, dacă nu mă înșel, al Melanie Bac în această întâlnire. A avut multe asisturi însă la Șelaru acolo, combină foarte bine cele două. Bucevski a schimbat acolo cu Carlos Azenait, mingea este la Curmenț. S-a apărat foarte bine Nicoleta Tudorico și acum Craiova pe faza a doua. Oh, ce intervenție acolo! Iată-o pe Oana Cârstea, care înscrie ușor de pe extremă, a fost mai greu de acolo, din centru semicercului. O parată bună a Elenei Voicu. Și asta e adevărat. Rămân 6 puncte între cele două formații. Ritmul este unul impresionant, ca și atmosfera, cum vă spuneam, o evitare frumoasă acolo, reușită de Sorina Târcă. Ea și menține evoluția bună din prima repriză. Iată, ce trasor! S-a înălțat peste Tudorică, fără reacție apărătoarea Craiovei. A încercat să aibă o reacție, Craiova însă... Craiova pierde mingea. Mi s-a părut ceva pași acolo, poate a fost o simplă impresie la Gabriela Perianu. Bucevski. Târcă, joacă cu mult calm rapidistele acum, relaxate, la adăpostul diferențe de 7 goluri. Angajat foarte bine pe extrema Andreea Chircuță, înscrie la colțul scurt. 20 de minute înainte de final, scorul ia proporții. Foarte bine a început Rapidul această repriză secundă. Goluri Flori pentru Rapid în repriza secundă, doar 3 pentru Craiova. Da, un început mai greu. Craiova joacă cu 7 jucătoare, scot portarul. Și ghinion acolo, cu poteaua a șutat Andrei, partea este goală. Nici aruncarea nu este inspirată a Elenei Voicu, mingea trece pe lângă.
La această diferență însă își permit. Iată pe Lochen introdusă în locul lui Curmenț, portăriței. Curmenț, extrema Lochen, Tudorică. Așa că este trasor. O adevărată lunetistă, Andrei Bogoriță, fostă jucătoare valoroasă. Șut imparabil. Atac pozițional al Rapidului. N-au niciun interes să se grăbească bucureștencele în aceste momente. Conduc la 7 goluri și din nou din extremă înscrie Andreea Chircuță. Nu că n-au făcut-o în prima repriză pe contraatac. Bac, Andrei, Tudorică încearcă să reziste și SCM Universitatea la același ritm impus de rapidiste. Iată, a găsit Lochen acolo în culoar, însă la post Elena Voică. Bucevski se înalță și aruncă din zona centrală. Fără șansă pentru Bianca Curmenț. Multe goluri înscrise în ultimele minute de Rapid. Foarte frumos. Foarte bine scrie Cage pe colțul scurt și o împinge pe Elena Voicu. Iată, Bogdan Burcea riscă în aceste ultimele 20 de minute, mai sunt 17, însă l-a jucat de minute bune fără portar cu 7 jucătoare de câmp. Intră Cace în locul lui Tudorico, o văd epuizată pe Sportiva Craiovei. Acuză o din nou la genunchi, probabil. Da. Este bandajată și Chelen acolo. Cred că s-a grăbit Cace, dar este mingea Craiovei. A fost atinsă de apărătoarea Rapidului. Gabriela Perianu și-a în apărare de jucătoare de mare valoare și cu multă experiență. Nouă metri. Luată din scurt de Azenait Carlos în această repriză secundă, Oana Cârste acolo în extrema stânga a Craiovei. Un șut de la șoldă așa, dar cam moale. Asta bine Elena Voicu. Nicoletei Tudorico și o învinge pe Elena Voicu. Bucevski
Târcă, Raciu. Un culoar acolo bun a avut la un moment dat Târcă, a pasat în extremă la Chircuță, însă Craiovencele au reușit să blocheze acest atac. Iată pe Raciu, 7 metri a fost ținută. Cred că decizia este corectă. A fost ținută în momentul aruncării de Tudorică. Din nou Giucheva intră să încerce să pareze această aruncare de la 7 metri executată de Târcă, Sorina Târcă. Și apără. Și reușește să apere, da. Cum e la 7 metri Florin Tăciu? A fost portar, ai 3 momente în toate competițiile mari internaționale. Apără într-un moment bun și înscrie Craiova. Ca ce a scris, însă repede au pornit atacul care se transformă într-unul pozițional. Din nou Alicia Fernandez pe post de coordonator la Rapid. Sorina Târcă, Carlos, încrucișare de pase acolo în 3, însă foarte bine Bianca Curmeț este la post. Pot reduce la 5 diferența care avem în acest moment, aruncarea de la 7 metri. Și prima eliminare din tabăra Rapidului în această partidă. Laura Popa este cea eliminată. Interul dreapta al formației rapidiste. Loche. Nu, Loche, Bac. Bac, scuze. Reușește al doilea gol al său în această întâlnire, însă a dat destule, 14 meciul de la Brăila, nu e chiar meseria ca și centru. A făcut-o și de pe postul de Inter. Foarte bine apărat Bianca Curmenț. Pași în fault acolo. Pași în fault, această forță a naturii. Hernandez. Ai noua. Iată o imagine. Un pivot de mare valoare. Vă spuneam, nu, dacă nu mă înșel, medalii de argint la campionatul mondial cu Naționala Spaniei. Foarte, foarte bine Bianca Curmenț. Și Craiova merge pe faza a doua. Foarte bine văzută Lochen aici, în extrema stângă. Hege Lochen a avut tot spațiul din lume să arunce. Facem din nou apel la cele două galeriste. Berianu eliminată și antrenorul Rapidului, Carlos Enrique, a introdus o jucătoare de câmp în locul portăriței și din nou a înscris Hernandez. Din nou o eliminare în tabăra Rapidului, Andreea Chircuță. Nu mai folosesc cuvinte ușitor. 6 contra 4. Moment bun pentru Craiova de a reduce din handicap. O ratare, însă iată, a lui Lochen. Nu a fost prea inspirată extrema dreapta a Craiovei astăzi. Deloc inspirată. A vrut să lobeze acolo peste
Elena Voicuț, aceasta a prins mingea. Hernandez. Extrema stângă la Rapid, Florentina Dragomir cu numărul 6, prima dată în acest meci, prinde această minge, primește foarte bine, era liber acolo în partea stângă. Și în loc de 5 puncte, la faza lui Loc în diferență, se fac 7 pentru Rapid. Grea misiune pentru elevele lui Bogdan Burcea. Andrei, Alexandra. Da, se simte o precipitare, Flori, în jocul Craiovei. Nu prea mai au timp, diferența este destul de mare. Chiar dacă au avut superioritate numerică, iată că a marcat Rapidul. Hernandez. Azază la Hernandez. Maria Dragomir, din nou liberă în extremă, colțul scurt, n-avea ce să facă Bianca Turmen, s-a încercat să apere colțul lung și a deschis unghiul bine acolo și 31-23 pentru Rapid. Fără să supăr pe mine, cred că atât a rezistat Craiova, însă a făcut-o frumos în toate aceste trei meciuri disputate în 2022. Victoria acasă cu Bistrița și în deplasare cu Brăila. O pasă greșită, contraatac acolo la Alexandrei Badea. Și Rapidul pare dezvântuit. Jucătoarele joacă cu amplomb. Craiovencile și-au cam pierdut speranța în această întâlnire, din care mai sunt 8 minute. Oricum, trebuie felicitate jucătoarele ambelor echipe. Cred că a fost picior acolo, dacă nu mă înșel. Da. Time-ul cerut de Bogdan Burcea. Nu știu ce se mai poate face, chiar dacă în handbal s-au văzut minuni. Sunt totuși 9 puncte diferență. Să-l ascultăm pe Bogdan Burcea. Sunt 8 minute, 32-23 pentru Rapid. Să spun câteva cuvinte despre Diana Ciucă, una dintre cele mai promițătoare portărițe din handbalul românesc. Ea a început handbalul la HCM Craiova, este bine de precizat acest lucru, apoi la Centrul Național de Excelență de Râmnicu Vâlcea, a jucat și la SCM Râmnicu Vâlcea. A fost și finalistă în Liga Campionilor în 2020. Este inclusă de EHF în lista celor mai promițătoare 20 de tinere handbaliste din Europa. Era în 2018. Vine din urmă o generație care poate revigora handbalul românesc. Înscrie Alexandru Andrei, gol de la 9 metri. S-a anunțat bine peste blocajul advers. Alicia Fernandez. Laura Popa este acum în inter-dreapta la Rapid, în locul lui Aizanaed Carlos. Și cred că e prima dată când Ainhoa Hernandez ratează de pe semicerc.
oprit acolo Andrei. Alexandra Andrei, Gogoriță cunoscută de iubitorii handbalului. Golgheteră de clasă, a fost și la Craiova și la Vâlcea, a jucat revenită, iată, în bănie. Acum a fost la minge. Evitare acolo, cred că a fost un foul de eliminare și așa se și întâmplă. 7 metri, obținută din Acace. Eliminare și aruncare de la 7 metri. Cace s-a descurcat bine la această fază. Melanie Bac va executa aruncarea de la 7 metri. Își pregătește aruncarea și iată că Elena Voicu, care este acum în poartă, a intrat în repriza secundă, v-am vorbit de Diana Ciucă. Această valoare și concurență pe posturi o țin pe rapid, iată, în fruntea clasamentului, poate într-un cel mai echilibrat și disputat campionat de handbal feminin din ultimele sezoane. Iată, cu 2-3 victorii legate te poți apropia de podium. Acolo Rapid, CSM București, bineînțeles, dar și Vâlcea și alte echipe speră să prindă o cupă europeană. Investiții majore făcute și la Gloria Bistrița, până acum n-au dat roade, însă lotul celor de la Bistrița este unul foarte valoros. Vedem acum la lucru lidera la zi a campionatului național feminin, Liga Florilor la handbal, Rapid București. Aruncare în blocaj, Curmenț se grăbește și cred că va înscrie, iată, din poartă în poartă, un gol foarte frumos. Ianca Curmenț. ...32-26. Minute până la finalul acestui meci, într-adevăr au iuțit jocul rapidistele în repriza secundă, lucrul acesta s-a văzut. Iată și pe Perianu acolo în mijlocul apărării. Gabriela Perianu, internațională României. Costă. Craiova atacă în 5, având eliminată. Acum Alexandra Andrei din Nec. Să vedem dacă a fost lovită în fața acolo Elena Voicu. Interul Alexandra de ajuns. Da, a primit în plină figură această minge portarul Rapidului. Să sperăm că nu este ceva serios. Se întâmplă în handbal. Am jucat și eu puțin, din păcate. Da, e în fișa postului. Florii, din păcate, câteodată eu se fericită. Fac aceste... Pentru mine era din fericire. Intram, da, în cea mai mare formă când luam o minge în față. Nimic nu se mai putea întâmpla. Da, dar știu că se și folosește acest procedeu, se numea freză pe vremea. Da. Cu ani în urmă, se dădea la nivelul capului ca portarul să-și retreagă, să se ferească și mingea să intre în poartă. Iată semne încurajatoare făcute de Elena Voicu. O parată foarte bună. Da.
frumoasă aruncare și chiar mi-a plăcut în această Cristina Nica în această partidă. A fost mult peste Hegel Locke în extrema dreaptă. Și Nabil duce foarte bine faza a doua și înscrie. Da, Alexandra Badea instant aproape a dus din nou diferența la 7 goluri între cele două echipe. Se anunță Rapidul a fi una dintre candidatele la titlu, fără i-ați văzut și celelalte echipe, și CSM-ul și Vâlcea. Da, o echipă extraordinară, un lot complet. Se vede, se vede valoarea echipei, se vede fiecare post este acoperit, chiar dublat, și atunci, având concurență, bineînțeles că jucătoarele care sunt pe teren sunt întotdeauna în cea mai mare formă ca să rămână acolo, având o concurență extraordinară în spate. Craiova este în apărare. Da, iată, a fost și târcă la minge. Bucevski a scăpat această minge, însă iată, foarte bine s-au repliat, au fost și pași. Peste poartă această aruncare. Un minut și jumătate din această repriză. Prima ratare a Cristinei Nica din extrema dreaptă. Nu se mai pune decât problema scorului. Rapid se va menține în fruntea clasamentului și după această întâlnire. O angajare foarte bună de Nicoleta Tudorică. Până la finalul partidei, atmosferă frumoasă făcută de cele două galerii, așa cum vă spuneam, 33-28, 5 goluri pentru Rapid, 6 acum, Hernandez înscrie, mai este timp de un atac pentru Craiova, pentru a vedea rezultatul final al acestei întâlniri. Având în vedere și absentele din lotul Craiovei, da, trebuie felicitate ambele echipe. Consider și în special Craiova. Da. Având în vedere absențele și modul în care au jucat în ultimele două partide. Un nou gol pentru Craiova. 34-29. 5 secunde. Și mingea ajunge la Curmenț, încearcă din poartă în poartă, dar s-a terminat 34-29, o victorie meritată pentru Rapid. Felicitări și învinsei CSM Universitatea Craiova, care iată din răsputere a trasă să țină aproape de un adversar cu o bancă mult, mult mai completă și mai, spun, valoroasă. N-au intrat cele care au revenit accidentate, Zamfir și altele. Le așteptăm să întărească această frumoasă echipă a Craiovei, care poate, cred că, bate pe oricine în campionat. Da, Craiova este o echipă foarte bună și cu atmosfera așa frumoasă, consider că vom avea un rezultat acolo sus, 1-6, să fim, să fie acolo, să, pentru că acest public merită. Merită. Acest public și clubul și, care face club, eforturi, exact, pentru sezonul viitor, însă acest obiectiv este. Da, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor și le urez să urmărească în continuare posturile TVR. Vizionare plăcută în continuare. O seară bună să aveți!
10-20, mă auzi? Spune 2-10. Un meci spectaculos, s-a văzut că fetele sunt obosite, nu s-a putut mai mult. Asta da, este. Din păcate chiar nu s-a putut mai mult, am încercat